Bună seara, stimați telespectatori! Din nou împreună la Pasul Offside, o emisiune a cărei invitații în această seară sunt două foste glorii ale petrolului, domnul Mircea Dridea și Tavi Grigore. Bună seara, domnilor, bine ați venit în cadrul emisiunii. Un scop, zic eu, nobil, câtă vreme, iată, după falimentul anunțat al petrolului, cei care își doresc în momentul de față o normalitate se prezintă în cadrul emisiunii Pasul la Offside. Nu o să vorbesc eu foarte mult, probabil că o vor face cei doi invitați, Mircea Dridea și Tavi Grigore. Vreau să vă spun doar atât că probabil săptămâna viitoare cei care mai au un proiect și care îl vor expune vor fi prezenți în același studio. Vorbesc în special pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe parcursul săptămânii. Vă reamintesc, miercurea trecută primarul Dobrea a organizat o întâlnire cu oamenii de afaceri la Camera de Comerț și Industrie. Domnia s-a spus că undeva după o săptămână, dar nu a precizat precis ziua și ora, ca și locația, întâlnirea va recidiva. Și vă reamintesc că astăzi este de-abia luni, probabil mâine sau poimâine să avem parte de o nouă întâlnire, să vedem ce și cum, ce vor spune oamenii de afaceri, către ce se vor îndrepta, ce vor de la Ploiești, ce vor de la petrolul, cum să fie petrolul acela curat pe care și-l doresc toți suporterii și despre care au vorbit de nenumărate ori și au spus că nu vor susține o clonă, probleme care, firește, sunt ca și normale, sunt corecte și, firește, și invitații mei din această seară au aceeași părere. Dau cuvântul lui Tavi Grigore pentru a vă expune un punct de vedere legat de o asociație pe care el a promovat-o în cadrul acestei emisiuni în urmă cu aproape două luni. Era un proiect pilot, era ceva care cu toții ni l-am fi dorit ca fiind o continuare. Sunt convins de faptul că așa și este în continuare, dar că acum Tavi poate spune mult mai multe, pentru că are și girul celor care se ocupă și care își doresc din tot sufletul ca petrolul să iasă dintr-un marasm. Practic un marasm în care n-am fi crezut vreodată în urmă cu 1, 2, 3, 4 ani că se poate întâmpla. Tavi, chiar te rog să ne spui despre ce este vorba. Știu că ați făcut și o scrisoare, știu că ați avut o perioadă destul de amplă în care v-ați reunit foste glorii, oameni de fotbal și ați hotărât ceva. Ce ați hotărât? În primul rând, bună seara pentru telespectatori. Apoi, discutăm despre proiectul pe care vrem să-l inițiem vis-a-vis de ceea ce înseamnă continuarea fotbalului sub titulatura Petrol Ploiești. Se referă la o societate nouă, o societate pe acțiuni, o societate curată, care să nu aibă codițe, o societate în care să se regăsească mai mulți factori, plecând ca și factori esențiali, factorul politic aici reprezentat de localități, deci factorul local, Consiliul Local, Consiliul Județean, pentru că Ploieștiul este cel care gestionează marca și brandul, și iar această echipă aparține județului și în primul rând municipiului Ploiești. Apoi o asociere cu factorul privat care vine cu partea de finanțare, implicarea suporterilor, și aici mă refer nu numai la suporterii care fac parte din galerie, deci la tot ceea ce înseamnă suporteri ai acestei echipe, atât din... Iubitori de petrolul. Iubitori de petrolul și din oraș și din județ. Și din țară. Exact. Dar nu sunt puțini. Și din partea noastră a foștilor jucători, și suntem aici și nu vreau să uit pe niciunul dintre ei, plecând de la... Hai, să nu spui acum că îi spui pe toți, că sunt cu sutele. Repede, da, repede, o primă fază, cel 30, da?
plecând de la cei care au inițiat proiectul Petrolul 52 fondatorii. Și cei care au făcut fondatorii și cei care au făcut palmaresul clubului Petrolul, Mircea Dridea, Virgil Dridea, Iuhas, George Marin, continuând cu jucătorii care au jucat de-a lungul timpului și care au avut și performanță, Cojucaru, Ion Haralambie, Constantin Ștefan, Gică Liliac, Mărzea, Lazăr Nicu, Crângașul Silviu, Crângașul Decu, Pitulice Sandănuță, Catinca, Gușă, Paul, Tudor Sebi, Constantin Nicolae, Marius Moldărășan, Preda Victor, Cristache Mihai, Cozarec, Vlad Cristian Baștină, Grigore, doctorul Bulata, Laurenți Ghioca, Pura Ciprian, Lazăr Costel, Grama Marian. Mă opresc, pentru că nu am să expun pe toți. Toată lista. Bun, suntem toți de acord să putem ajuta constituirea unei noi un nou club, Petrolul Ploiești, un club curat, un club care să fie structurat pe principiile foarte clare al transparenței, este în primul rând. Un club care să nu mai fie pus în situația de a falimenta, de a depinde de bugetul unui singur investitor, ci vrem să construim împreună cu autoritățile un club puternic, un club care să aibă finanțări din mai multe medii. Se poate mai tavi asta? Eu cred că se poate. Eu cred că se poate pentru că acest proiect este preluat de la echipele mari din vest. Este un proiect asemănător celor de la Bayern München. Prin implicarea suporterilor, un gen de socios, acolo au 225.000 de membri cotizanți, limitând problemele vis-a-vis de ce înseamnă numărul de membri cotizanți. Eu cred că în Ploiești și în județul Prahova se pot găsi cel puțin 5.000 de membri cotizanți cu o anumită sumă de bani pe care să le permită să o dea, nu ceva să nu-și permită. Apoi, interesul micilor investitori, nu a marilor investitori, a micilor investitori, de a contribui cu fonduri la formarea unui club puternic, unui club curat, unui club transparent, unui club care să fie continuatorul Petrolului Ploiești. Haideți să începem un pic să demontăm ceea ce spunem. Deci, în primul rând, eu nu am și nu o să cred o secundă că cineva de la Ploiești, dintre socios ăștia care îi spui tu, da, au suportat ăștia, vor da bani la Petrol. La care te referi? La ce înseamnă socios? Te referi numai la partea din galerie? Da. Eu vorbesc de ceea ce înseamnă suporterii care vin nu numai la galerie, ci care vin la tribuna 1, la tribuna 2 și care, așa cum ți-am spus, vin cu familia, vin cu copiii, cu soția și care pot să... Deci îmi poți da exemple, nu exemple nume, știi precis că se va întâmpla treaba. Știu, pentru că m-am întâlnit cu oameni pe stradă, oameni care au spus că pot da din ca și donație, ca și să spun, să cumpere un abonament anual pentru viitoarea echipă. Ai ca și, cum să spun, are o logică să ții un abonament la Petrol. Are o logică, dar asta face dintr-un proiect în care banii ăștia vin într-un buget. Într-un buget al clubului, nu într-un buget al unei persoane. Al unei persoane, al unei... Ții minte că undeva 2013-2014 a mai umblat odată zvonul ăsta cu socios, cu nu știu ce, proiect, telefoane, aoleu, doamne, ce o să facem? Ridicăm mâna... Aruncăm basca de pe... A durat aproape 2 zile. Eu cred că Neamicea poate să vă spună mai multe despre treaba asta. A fost unul dintre inițiatorii asta. Proiectului Petrolul este al nostru. Al nostru, exact. A fost un proiect foarte frumos, un proiect care a avut succes, continuitate. A avut succes câștigarea unei cupe, dar care în momentul în care a fost lăsat pe mâna unui om care nu-și mai putea permite să țină financiar echipa și nu a renunțat la timp de a face acest lucru, lucrurile au ajuns în... Ce înseamnă Tavi a renunțat la timp? Acum, eu chiar vreau să... Acum nu vreau să fiu... Adică când? După ce și-au umplut buzunarele, păi trebuie să renunțe? El, nu știu de ce a fost ales să și conducă destinul. Și atunci tot era mai bine. Era mai bine, nu? Și atunci și tot era mai bine decât acum. Da. Domnul Dridea, în primul rând vă mulțumesc pentru că ați venit la emisiune. M-ați amenințat în urmă cu un an că
să mă grăbesc să mai fac o emisiune cu dumneavoastră, pentru că după ce împliniți 80 de ani, nu o să mai veniți la emisiunea aceasta, nu aceasta, la nicio emisiune. Eu vreau să vă asigur de faptul că de fiecare dată o să fiți prezent cu cea mai mare plăcere în acest platou. Vă mulțumesc pentru că ați venit din America ca să susțineți acest proiect. Știm foarte bine că ați fost plecați la copii. Ce vă mai mână să mai susțineți o astfel de chestie, să plece iară de la zero? Este greu, dar cu toate riscurile voi fi nevoie să spun niște lucruri care probabil nu vor place. La radio frumos. Da. Este al... poate cel mai greu moment al Clubului Petrolul. În cei 90 de ani, 91-92. Pentru că au mai fost momente foarte grele și n-aș aminti decât momentul 2003. Când pentru mai puțin de o săptămână Clubul Petrolul a dispărut. Acea fuziune de tristă amintire dintre Astra și Petrolul, care a dat naștere clubului Astra, pentru că Petrolul n-a mai avut posibilități financiare, chipurile, să susțină activitatea în divizia A. Locul Petrolului a plecat la Galați. Am devenit Astra, ca peste numai o săptămână din Astra să ne schimbăm din nou numele în Petrolul. Cineva spunea, și poate dacă din punct de vedere sentimental nu sunt de acord și nu voi fi niciodată de acord, poate din punct de vedere juridic a avut dreptate acest om, care spunea că și în momentul de față Petrolul poate fi numit o clonă. Deci acest teme de clonă trebuie judecat foarte corect. Ce am făcut noi atunci în 2003, o parte din foștii jucători, ne-am constituit într-o asociație Petrolul 52, pentru că în mentalitatea, în concepția noastră, în inimile noastre, Petrolul era al nostru din 1952. Acum, cu documente clare, suntem moștenitorii Juventusului și ne-am mutat certificatul de naștere în 1924. Foarte bine. Profităm și de un titlu de campion în plus. Numai că pentru mine, Petrolul la Ploiești rămâne tot Petrolul din 1952. Uh-huh. Mi-amintesc că n-au trecut decât din 52 până în 2016, sunt numai 64 de ani. În toamna acelui an am fost prima dată pe stadion, copil, junior, senior și așa mai departe. Este foarte greu în acest moment în care speram, vă spun cu sinceritate, pentru că prea puțin sau deloc s-a discutat în această lună, în această săptămână. În această săptămână este săptămâna premergătoare ultimului campionat pe care noi l-am câștigat în 1966. Penultima etapă a fost pe 20 iunie, am bătut aici pe Politehnica Timișoara și eram titular cu 6 puncte avans. A mai rămas un meci pe care nu vreau să-l comentez, ultimul meci la Cluj, când am pierdut lamentabil, dar momentul este cel actual. Deci în loc să sărbătorim 50 de ani de la câștigarea acestui titlu, comemorăm un deces. Un deces care a avut loc joia trecută, în timp ce printre mulți iubitori ai fotbal ne aflam și noi doi și alți colegi de-ai noștri la o discuție cu domnul primar și în acel moment mass media a anunțat decesul. Pentru că nu trebuie să ne ascundem după copac. În momentul de față, noi asistăm la decesul Petrolului și trebuie să găsim o soluție. Noi am încercat, presimțim că se va ajunge aici, pentru că lucrurile erau clare și din punct de vedere moral și din punct de vedere material și din punct de vedere juridic că se va ajunge la faliment. Am încercat acum 3 luni, dacă nu mă înșel, da. Nu s-a înființat o asociație, non-profit, cum aș lua pro-petrolul, care era mai mult făcută să susțină acest petrol aflat într-o situație foarte grea. În momentul de față am ajuns la concluzia, eu mai puțin, dar colegii mei, acești copii care încă sunt dornici să facă ceva în viață și viața pentru noi a însemnat petrolul. Deci am ajuns la concluzia că acel Petrolul 52, înființat atunci, poate fi un punct de plecare, un continuator, dacă vreți, cu drepturi de pline, dacă vreți, morale. Da. Poate juridic sunt niște probleme, cu drepturi de pline pentru a
înființa, zic eu, pentru a treia oară un Petrolul adevărat, pentru că primul a fost în 24, s-a numit Juventus, al doilea a fost în 52, când Petrolul s-a mutat pe motive politice de la București la Ploiești, și al treilea, după mine, trebuie să fie acest moment când Petrolul este în groapă. Mai aveți inimă, domnul Drida, pentru așa ceva? Când vedeți atâta demență? Eu nu spun că există nepăsare, eu spun că există dorință, numai că oamenii... Eu o spun, am spus-o la început, Ploieștiul este un oraș rău. Este un oraș cu oameni răi, dar în sensul bun al cuvântului. În ce sens? Noi avem încă o industrie. Din punct de vedere economic, n-am suferit prea mult. Șomajul nu este ca în alte părți. Noi însă suntem răi din două motive. Una, pentru că ne este mult mai ușor să bârfim pe cel de vis-a-vis decât să facem noi un lucru. Și, încă o dată spun, din punct de vedere material, din punct de vedere al financiar, Petrolul, oamenii cu posibilități nu vor accepta niciodată ca la Ploiești să conducă un singur om. Acesta este motivul și puteți să căutați, sau cine are curiozitatea poate să caute, prin 2005-2006 am fost împreună cu domnul primar Calotă la o emisiune la antenă pe Maramureș și atunci am spus-o, o spun astăzi nu ca să le arăt, să arăt cuiva cât de deștept eram, nu. Poate eram mai deștept atunci decât acum, că eram mai tânăr cu 10 ani. Am spus-o clar, viitorul Petrolului nu poate fi pentru componența orașului, a municipiului și a județului, decât o societate pe acțiuni. Cu acționari, care înseamnă cei care dau banii cu adevărat, cu sponsori, sponsorul este cel care susține, pentru asta se numește sponsor și că poate cotiza, așa cum a spus Tavi, că putem găsi 5.000 de oameni, și cu fani, cei care n-au posibilități, cei care astăzi sunt cu mine, mâine sunt cu el, poi mâine cu nimeni, ăia sunt fanii ai Petrolului. Fanul este cel care simpatizează, care ține, dar care când e vorba de susținere, ori să dă la o parte, ori să spune, eu n-am posibilități. Domnul Drida, ar trebui să facem o delimitare clară în ceea ce ați spus până acum, pentru că din punctul meu de vedere, despre cei care a spus dumneavoastră, despre ăștia din urmă, aici la Ploiești, de foarte multe ori, ei au făcut legea. Și nu știu dacă vi se pare normal, mie nu mi se pare normal. Să vin să fac presiunea de așa nivel încât să nu se poate constitui nimic. Din păcate, eram în Comisia de Disciplină până în 2014, 9 iulie, și am avut de foarte multe ori pe masă cazul suporterilor Petrolului, care, țineți minte, când a fost o perioadă de aproape un an de zile, când au primit... Era un război, au practic. Au primit circa 3 miliarde de lei vechi penalități pentru modul cum s-au comportat. Când a venit momentul greu, au revenit și putem să le reproșăm ceva pentru ultimul an? Nu. Pentru ultima lună poate pot fi și admirați că o echipă care era a fost un război personal, practic. Pe masă care, da, exact. O echipă care era susținută știind că va muri. Nu? Deci au arătat acești copii, majoritatea copii, că se poate. Au fost niște ambiții prostești, au fost și niște interese, trebuie să recunoaștem, interese personale, interese la celor care au condus, să fie aplaudați la ședere deschisă, să fie susținuți, să fie adulați și așa mai departe. Și dacă or mai fi, domnul Drida, și de aici? Dacă or mai fi, sunt două soluții. O să facă, să vină să ne ajute să facă ca noi, o să facă ca ei, să facă ei o echipă mult mai curată, o echipă mult mai sănătoasă, nu o clonă cum încercăm noi sau prietenii noștri, nu? Și atunci ne vom retrage. Atunci nu vom mai avea suflul pe care încă îl mai avem. Tavi, a spus domnul Drida ca noi sau ca ei. La ce s-a referit? Nu știu, pentru că se vorbește de proiecte paralele. Proiectul A și proiectul B. Proiectul A... Vă răspund eu. Da. Scuze, Tavi. În 2008, împreună cu... Nu sunt niște nume care nu vă face plăcere altora, mi-e face plăcere, împreună cu Dragoș Pătraru, împreună cu Maria Manea, împreună cu doctorul Mircea Miu, împreună cu Mihai Cristache, împreună cu Octav Preda, am fost la Tavi acasă și am propus să vină... La Tavi încă n-am ajuns. Da, da. Am fost la Vivi acasă și am propus să preia echipa ca antrenor. Toate au fost în regulă, până au început niște probleme. A dispărut Dragoș Pătraru, a dispărut Marian Manea, a dispărut și alții.
În momentul de față suntem puși în situația să facem un singur lucru. Dacă cei care gândesc pentru petrolul și nu gândesc pentru ei vor, să ne strângem cu toții și o să vă dau și un exemplu, să ne strângem cu toții pentru binele petrolului. Să nu ne intereseze euul nostru pentru moment. Peste 10 ani când vom câștiga din nou un campionat, atunci să încercăm să scoatem, dacă vreți, eu, nostru, personalitatea în față. Deocamdată trebuie să ne gândim numai și numai la petrolul. Domnul Drida, dar are istoria. Va avea grijă de dumneavoastră și de oricine. De ce trebuie să scoatem noi eu, pieptul și așa mai departe? Istoria va fi peste 50 de ani să vorbească de... Credeți că o să vorbească de cineva din galerie? Când vorbește tot de Mircea Drida, jucătorul, sau de David Grigore, jucătorul, da, sau de uitați, dumneavoastră care faceți proiectul ăsta. Domnul Angelescu, nu uitați că la masa asta a venit un fost conducător, la un moment dat președinte de club, care a întrebat, fiind de cineva, domnule, o să încercăm să discutăm, să vedem ce răspunde și domnul Mircea Drida. La care acest fost personaj a zis, dar cine e Mircea Drida? Deci să uită. Oamenii se uită. Istoria domnul Angelescu, istoria petrolului nu se va uita niciodată. Pe de asta v-am spus. Dar am zis și eu de istorie. Ca și cum vin unii și spun, domnule, palmaresul e al nostru, e al lor, al primării. Eu cred cu toată modestia că palmaresul este al nostru și al celor, celor care au muncit să-l facă. Al celor 200 care împreună cu noi au luptat pentru și la bine și la rău. Sunt de acord cu dumneavoastră, așa este. E adevărat. Și vreau să fac o rectificare, de fapt este o adendă la ceea ce a spus dumneavoastră, când ați vorbit despre Dragoș Pătraru și când ați vorbit despre cei cu care v-ați strâns, deci nu trebuie una e una și alta e alta. Meritele lor sunt meritele lor, care au rămân ale lor, adică nu încercăm să dăm pagina să trecem mai departe. Nu, petrolul este al nostru, au fost într-adevăr o emanație a acelor momente, a acelor zile și cu ajutorul tuturor celor care iubeau petrolul, s-a ajuns până acolo încât a fost ceva frumos. Hai, nu mai ură una și alta e alta, lăsăm animozități, lăsăm, dar ce a fost de bine, a fost de bine. Te rog, Tavi, spune-mi, dacă tot vorbim pe această temă și dacă tot vorbim despre aceste două planuri, planul A și planul B, la planul A am înțeles că este vorba despre un proiect pe care îl gândește cumva municipalitatea? Probabil că da. Probabil că da. Despre asta este vorba. Pentru că până acum văd că n-au ieșit cu acest plan. Să ne-l spună. Și noi o să vedem la ce se referă. Și mie ce termene, că eu nebunesc. Eu știu că trebuie să înceapă... Problema asta din punct de vedere sportiv, dacă vrem să continuăm activitatea sportivă în Ploiești și să fim continuatorii Petrolului Ploiești, termenele sunt foarte clare. Ca să te scrii undeva la Liga a 3-a asta, dacă poți se obține de la Federație o derogare specială pentru o societate nouă ființată, nimeni nu poate promite. A fost o decizie a Federației în care a venit cu deschidere către echipele divizionare A, prin care să-și contureze echipa a doua, echipele satelit, la nivelul diviziei C. Uh-huh. Și prin ceea ce se întâmplă acum în societatea noastră, prin falimentul unor echipe, prin insolvența altora, se pare că... S-a deschis o portiță. S-a deschis o portiță, da. Nu se vor înscrie foarte multe echipe și sunt locuri disponibile. Dar dacă vii probabil cu un proiect foarte bine structurat și cu o anumită susținere financiară care să le garanteze că poți rămâne la nivel și sper să mergi mai departe către performanță. Deci asta e ideea pe care se va merge la Federație. Însă ceea ce putem discuta la momentul ăsta, avem și acceptul președintelui AJF-ului Silviu Crângașu, că putem obține un loc la Liga Județean în care să pornim, de unde să pornim cu această structură nouă, structură a foștilor jucători performeri, cei care au făcut palmaresul clubului
Și unde se regresesc, ați văzut, în afară de aceste nume pe care le-am enumerat, foarte mulți jucători care, fost jucători care sunt alături de acest proiect. Tavi, cum se va numi în cazul în care veți căpăta girul tuturor celor care iubesc fenomenul și care și-l doresc în continuare, cum se va numi echipa? În prima fază. Și ce înseamnă în prima fază? Ce înseamnă când va fi a doua fază? Prima fază, aceasta este de înscriere a acestei societăți, acestei asociații sportive sportiv, la nivelul județean, și se numește Petrolul Ploiești 52, nu mai amicea? Petrolul 52. Ploiești, ok. Și faza următoare, în momentul în care primăria vine în asociere și se termină toată această aceste demersuri, știu eu, judecătorești pentru revenirea mărcii la primărie. Asta urmând a avea loc într-un an, nu? Perioadă de timp. O perioadă de timp. S-ar putea să vină mult mai repede către primărie. M-am citit o serie de discuții pe rețele de socializare în care domnul Botez susține că deja marca ar fi venit către primărie în momentul în care s-a anunțat falimentul. După lege, da. Exact în clipa în care se anunță falimentul, marca vine instantaneu, nu se mai stă. Nici nu se mai stă. Bun, este perioada aceea de recurs de 7 zile și nu știu ce va face domnul Caplă. Nu are niciun fel de legătură. Dacă nu are niciun fel de legătură... Dacă există contestație, trebuie așteptată rezolvarea contestației la prima hotărâre a tribunalului. Deci poate exista contestație. Da, nu o să fie nicio contestație. Bun, deci noi nu putem face supoziții vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Da, am înțeles. Dacă acest proiect pe care vrem să-l demarăm este agreat de primărie, atunci schimbăm denumirea și prin absorbție, nu, se schimbă denumirea în Petrolul Ploiești, FC Petrolul Ploiești. Pentru că asta dorim. Dorim să fim continuatorii și, de fapt, această societate să devină FC Petrolul Ploiești. Deci, ca să fiu și mai clar și mai concis, încerc scuze, Tavi. Vă rog. Noi nu dorim să facem un club, o asociație noastră. Nu dorim să luăm dreptul de nimănui. Dorim să câștigăm timp. Ca, așa cum a spus Tavi, în condiții în care lucrurile privind pe echipa care este pe masă, ca să spun așa, care a decedat, așa, să câștigăm un timp. Pentru că, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, nu formalitățile ulterioare nu? Pot dura o lună, pot dura 2 ani. Și atunci ce facem? Stăm 2 ani și ne uităm la stele? Deci, într-o lună, poate lucrurile devin clare și spune, domnule, avem totul la primărie, ce faceți? Poftiți, luați această asociație, luați această structură, transformați-o în FC Petrolul, pentru că noi asta dorim, noi asta am fi dorit de ieri, de alalte, dar nu se poate din punct de vedere juridic. Și atunci vrem să câștigăm timp. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în scurte momente. De aici, de unde s-a oprit domnul Mircea Didea, pornim discuția imediat. Revenim, stimați spectatori, după această pauză promoțională. Vreau să vă sintetizez în câteva cuvinte cele afirmate în prima parte a emisiunii. Este vorba despre o societate Petrolul 52 pe care fostele glorii ale petrolului o vor înființată pentru o perioadă, câtă vreme Petrolul Ploiești ar rămâne numele de referință asupra căruia toți ploieștenii ar trebui să
acquieseze, ar trebui să îl aibă în inimă și pe logică că așa va fi, societatea respectivă să se transforme pe parcurs, adică spunea Mircea Dridea, într-o perioadă definită de timp, o lună, două, poate chiar un an, atâta timp cât vor curge actele legate de faliment și legate de trecerea tuturor acestor active către municipalitate, cu toții să așteptăm și să dăm gira acestui proiect, spunea Mircea Dridea, dar și am spus că de aici vreau să merg în partea a doua a emisiunii. Domnule Dridea, la acea constatuie la care și dumneavoastră ați fost parte, cu toate că n-ați fost deloc vocal, alții au fost vocali, dumneavoastră eu n-aveați voie, erați prea în spate și vă era frică să nu se audă. Față, da. Am înțeles. La acea consfătuire, cum bine ați sesizat, în momentul când s-a pus la un moment dat problema aceasta a petrolului 52 și s-a vorbit despre o echipă nouă și așa mai departe, au sărit ca și arși unii dintre suporteri și au spus că ei nu suportă o clonă. Și că dacă va fi cazul, or să stea și un an și doi ani până așteaptă o echipă curată. Și când au fost întrebați, adică ce? Stați un an, doi, fără ce? Fără fotbal? Da, stăm fără fotbal. Domnul Angelescu, punctul meu de vedere, n-am discutat pentru că noi nu credem că vom ajunge vreodată acolo. Dar dacă se va ajunge vreodată acolo, noi vom fi dispuși să ne oprim, să spunem pardon, am greșit, suntem alături de voi. Dar ce ați greșit? Nu, am greșit când am procedat ca dânsii. N-am așteptat un an, doi, să vedem care e situația. N-am gândit că ceea ce vrem noi să facem este o clonă. Toate că eu spun încă o dată, din punctul meu de vedere, așa asta nu este sub nicio formă o clonă. Este, adică mai clonă decât a fost? Este o modalitate de a câștiga timp în așteptarea unor clipe mai bune, care trebuie să vină. Pentru că dacă stăm un an, doi, și peste un an, doi, începem de la Liga 5-a. Asta înseamnă 5-a un an, 4, 2, 3, 2, 4 ani și cu 2, 6. Cine mai stă? Nu, nu. Eu zic că 6 nici... în contextul în care promovesc cam brânză. Favorabil. Eu cred că nici dumneavoastră la 40 de ani pe care aveți, nu aveți răbdarea asta. Mulțumesc. Da, dumneavoastră la 50, da, corect. Da. E bine că în momentele astea mai ne permite să mai și glumim. Da, într-adevăr, este, da. Ați spus dumneavoastră bine în prima parte a emisiunii, cu mortul pe masă noi ne apucăm să facem glume, dar să știți că prin structura noastră și prin faptul că trăim în patria lui Nena Iancu, nu avem voie să picăm, să mergem la bocet, mai bine mergem la glumă, dar să știți că din glumă în glumă o ducem, din glumă în glumă, cum am spus, din 4 în 4 ani, exact ca pe vremea răpostatului cu cincinalele, la noi se întâmplă ceva la Ploiești, la petrolul ăsta. Și nu știu dacă dumneavoastră vi se pare corect, mie nu mi se pare absolut deloc corect și nu mi se pare absolut deloc moral, nu ne era bine sub niciun fel de formă, nici când câștigam campionatul, nici când se câștiga cupa, nici când n-o să mai cred că o să mai trăiesc satisfacțiile acelea din 95, din 2013 și așa mai departe. Tavi, eu tot insist pe ideea asta cu petrolul 52, ok. Spune-mi, te rog, echipa, planul A, ai idee cum se va numi? Nu cunosc. Nu știi nimic. N-am fost informat de niciun. Nu se vorbea. A spus că la un moment dat, eu din discuția pe care am avut-o cu tine acum câteva luni, când ai fost prezent și când ai aruncat tu așa o chestie asta cu asociația asta pe care ați dori-o să o faceți, înainte să faceți întregul, practic să-l constituiți, mi-ai spus tu mie că atâta vreme cât se va merge pe o altă linie, voi sunteți aproape de petrolul și că v-ați dori din toată inima ca lucrurile să meargă ok și că ați vrea ca în orice fel de situație, fie că lumea își va dori, eu merg acum tot pe planul A și planul B, să fiți cu toții, să fiți împreună, da. Să nu existe două echipe, să nu existe două... Avea logică tot ceea ce spune. Pentru unde naiba s-a mai întâmplat, că probabil nu mai era Ploiești, s-ar putea întâmpla să existe două
echipe Petrolul. Nu are logică. Nu s-a pus problemă. Să existe două echipe Petrolul. Nu. Ne dorim ca să facem front comun, ne dorim să fim împreună la elaborarea unui nou proiect Petrolul, un nou început, sau Petrolul, așa cum spunea și Nemicea, al treilea început, un proiect în care să nu mai depindem nici de acele fluctuații datorită politicului, influența politicului, să nu mai depindem de susținerea financiară numai din partea politicului. Dar ar fi bun, adică este foarte bun. Bani. 100% este bun, dar sunt anumite canale legale, canale care trebuie să respectate, și atâta timp cât fostul primar este cercetat sau este în la închisoare, da? Pentru susținerea echipei, nu cred că cineva se va mai înghesui să susțină numai din bani publici o structură sportivă. David, au ce să facă, au unde să dea bani, că nu a zis nimeni să bage bani, să bage bani să joace Petrolul gratis pe Ileoane. Da, există posibilități. Să alimenteze centru de copii și juniori. Să facă un centru de copii și juniori cum nu e altul în lume. Sunt, au bani. Sunt căi, sigur. Banii ăștia sunt pentru așa ceva, ar putea. Da, da. Și vorba aia, la centru de copii și juniori sunt atâtea grupe extraordinare. În 2-3-4 ani ar trebui să iasă super fotbaliști de acolo. Și eu știu despre ce vorbesc. Pe asta ne bazăm și noi și vrem să facem o echipă care să reprezinte județul, cum a fost până în 95, probabil că după care au început să fie achiziționați jucătorii din alte județe și apoi jucători străini. Nu vreau să mai ajungem la situația în care într-un lot de jucători să nu regăsești un jucător, sau poate unul singur, a fost cazul Marinescu, crescut în pepinieră. E bine, nici român nu prea erau, dar în sfârșit. Da, sau în proporție de 75% să fie străini sau 90%. Asta vrem să o eliminăm. Vrem să dăm posibilitate tinerilor talente din județ și în special din Ploiești să se regăsească într-un proiect de performanță. Vrem să dăm posibilitate juniorilor de la Petrolul Ploiești să aibă continuitate, pentru că vedeți că în Prahova nu mai există echipe performante, în afară de petrolistul Boldeș, care activează la Liga 3-a, și viitoarea combatantă, cei de la Păulești. Exclus. Mă rog, ei și-au câștigat, deci și-au câștigat dreptul sportiv. Au anunțat că răspuns final nu. Mă rog, este problema lor. Deci vedeți că nu au unde să facă pasul către performanță. Putem deja să luăm un loc. Am spus treaba asta. Eu am spus treaba asta, dar eu nu știu temeiul legal. Nici nu-l cunosc. Avem printre noi oameni care se pricep. Dispunem de și de o consultanță juridică. Avem cum să găsim răspuns la întrebări. Asta vom vedea. Da, și depinde de cei de la federație dacă ne vor da posibilitatea să facem acest lucru. Bun. Domnul Dridea, nu mai e mult și ar trebui să înceapă ceva. Cu cine începe? Cu cine începe? Cu ăia din iarbă. Eu știți că eu am ce am, eu am cu... Haide că până la urmă se va reglementa. Eu nu că m-am rupt, dar m-am distanțat puțin, pentru că, vedeți, dacă nu ți aduce satisfacție echipa națională, dacă nu ți aduc satisfacție echipa ta de suflet, Petrolul, credeți că mai am timp să mai mă duc, să mai mă uit și prin județ și prin altceva. Dar, pe altă parte, observăm cu toții că fotbalul în județul nostru este mult peste ce se joacă în România la nivel de județ. Corect. Și atunci am convingerea fermă că la nivel de Liga 4, deci prima ligă județeană, n-ar fi absolut nicio problemă. S-ar găsi aici o echipă. Se pare că baza unei echipe deja există. Este făcută, da. Da, la nivel de Liga 3 sunt niște probleme, dar poate mai găsim 2-3 jucători cu suflet care au jucat cândva pe la Petrolul, chiar dacă au 30, 32, 35 de ani, nu fac nicio aluzie la nimeni să ne ajute, pentru că nu ne ajută pe noi, ajută, cum să vă spun, ideea, numele, prestigiul Petrolului, și să trece așa. Și cu timpul vom reuși din nou. Ceea ce mă doare însă este că în continuare, doar asta a spus problema, pentru că știți, în continuare există, și în acest moment extrem de greu, există multe păreri pro și contra, multe idei pro și contra. Aici nu există decât tot, mergem cu toții. Și vă dau un exemplu, poate nu cel mai bun. Eram președinte de club în primul mandat, n-aveam nici 40 de ani, în 76-78. Ce vremuri!
vicepreședinți, doi oameni deosebiți. Unul era domnul Ion Mirea, fost director al casului, să vă amintiți, unul era domnul Trestorianu senior. Eu eram și cred că am rămas puțin mai așa, mai căpos, i-am spus celor care ne conduceau, eu mă ocup de problemele legale, albe, scriptice, așa cum spune el că ne dorim să fie o echipă. Sunt cumva altfel de probleme, lăsați-i pe dânsii, pe domnul vicepreședinți. E? Așa a și fost. La un moment dat și au găsit de cuvință să mai și înflorească niște la rapoarte, să mai zică despre mine și atunci am strâns și am zis, măi, fraților, suntem trei oameni aici care vrem să ajutăm petrolul. Nu mergem împreună nici în Grecia, nici în Spania, nu mergem nici la băutură, nu dăm nici telefoane împreună. Hai să ajutăm petrolul. Au înțeles și de a doua zi am colaborat atâta timp cât am fost împreună, am colaborat excelent. Așa cred că ar trebui și acum. Dom'le, să lăsăm animozitățile la o parte, să lăsăm pretențiile la o parte, pentru că cei care au idei cu clonă și cu asta, au pretențiile lor, vor să-și facă ei clona lor. Eu nu sunt nici răutăcios, nu dau nici exemple, dar ăsta este adevărul. Dar dați, domnul Drida, de exemplu. Deci păi data viitoare, vă promit că mai viu. Bine. Vă promit că mai viu, pentru că vreau să discutăm și o problemă la fel de importantă, nu atât de strigentă, atât de urgentă ca petrolul, problema unui centru de copii și juniori la Ploiești. Primăria poate să facă cel mai bun centru din țară, după modelul Hagi, după modelul Bayern München, să facă în care să mai creștem, că uitați-vă, sunt poate 10 ani în care n-am mai ieșit nimic. Știți că pun o întrebare, de ce nu face? De ce nu face? Da, de ce nu face? De ce nu face? Primăria a spus? De ce nu face? Pentru că și acolo sunt oameni care unii nu se pricep, alții nu doresc. Și cei care nu se pricep, nu se bagă. Dar aia care nu se pricep, de ce nu se dau la o parte? Domnul Anghelescu, iar cei care nu doresc, doresc altceva. Este posibil, este permis, este logic, cum vreți, este omenește să-l plătești pe Butufei, pe Liliac sau pe Angelescu cu 200 de euro pe lună și aduci în schimb, formezi o echipă de handbal feminin la nivel național, aduci sârboaice, grecoaice, nu știu mai ce, și le plătești cu 3-4-5 mii de euro pe lună. Și fetele astea și-au banii, n-au terminat nici pe locul 3, care era probabil locul pe care se spera că vor ajunge, își-au luat banii, dacă nu mai sunt, să desfințează. Care este logica acestei? Pe când, dacă formăm un centru de copii și juniori, aducem 500 de copii și din 500, un Hagi iese de 100.000 de fotbaliști, un Hagi. Aducem 500 de copii, aducem niște antrenori, pentru că, slavă Domnului, în Prahova se mai găsesc și antrenori și pricepuți și dispuși, nu? Pe lângă acești 500 de copii mai vin părinții, 1.000, deci mai vin frații încă 1.000 sau 2.000, mai vin vecinii, mai vin rudele și uite cum primăria municipiului Ploiești asigură ceva palpabil, ceva util unor oameni care au votat pentru ei, care își plătesc datoriile, care sunt cu adevărat ploieșteni. Și care iubesc fotbal. Bineînțeles. Păi, stimați telespectatori, haideți să rezumăm puțin ceea ce a spus domnul Dida. Bine, domnia sa are dreptate câte vreme vorbește despre fotbal. Eu să știți că sunt în... La politică nu mă pricep. Nu vorbim despre politică, dar spunem în felul următor. Credeți că nu sunt bani suficienți ca să țină un centru de copii și juniori și avea și o echipă de handbal și o echipă de basket la nivel înalt? Vă spun eu că sunt bani. Sunt bani. Și de ce să nu avem și handbal de calitate și basket de calitate? Ascultați la mine că se poate. Și de ce să nu ai un centru de copii și juniori performant? Credeți-mă că se poate. Nu s-a vrut treaba asta. Dar ascultați-mă ce vă spun. Petrolul Ploiești ar trebui să trăiască prin centru de copii și juniori care să-l promoveze municipalitatea. Și care să-l susțină integrum. Pentru că, să spuneți și spuneți și dumneavoastră, că de-aia trebuie... Toată lumea trebuie să vorbească, nu trebuie să vorbească numai moderatorul. La centrul de copii junior al petrolului nu s-a făcut niciodată nimic. Au dat numai părinții banii. De la pantofi, de la tricouri, echipamente și ei probabil au dus cu o mașină, jucătorii, la competiție. Știți cum este în Occident? În Germania? Am văzut. În Anglia, în Statele Unite, părinții plătesc tot ce înseamnă copilul. Școlarizare. Până la centre de copii și junior. Plătesc până la 12 ani. Și la 12 ani vine antrenorul sau vine conducătorul sau vine managerul și zice, domnul Popescu, copilul dumneavoastră este talentat. De aici încolo, dacă îl lăsați, faceți contract cu noi și noi suportăm toate cheltuielile. Sau, domnul Ionescu,
copilul dumneavoastră? Nu este. Nu este. Dar îi spune corect. Nu îl păcălește. Dacă vreți să mai continue, plătiți în continuare. Dacă nu, vă mulțumim pentru colaborare. La revedere. Nu bani în pungă să-i ajungă. E corect. Este corect. Da. V-am spus, dumneavoastră ați ținut punctul de vedere al fotbalului și bine ați făcut că de-aia ați venit aici în cadrul emisiunii ca și fost, ca și gloria Petrolului, ca și fost fotbalist, ca și fost antrenor, ca și fost observator, toate în slujba fotbalului. Repet, la Clubul Sportiv Municipal Ploiești, acum în momentul de față, echipa de handbal poate să o ducă foarte bine, să câștige și titlul, să aia jucătoare de calitate, basketul la fel, jucători de calitate și vă spun eu că merge, dar poate să meargă fără niciun fel de probleme și centrul de copii junior al Petrolului afiliat pe lângă este o bază ca o floare, dar numai Ilie Oane este ca o floare. Terenurile pe care copiii ăștia au jucat și joacă în continuare în jurul Prahovei aici, dacă merge să vedeți Vega, vă închinați! Atât. Teleagenul, Chițoraniu și altele. Vă închinați! Cu stânga, nu cu dreapta. Trecem peste asta și dacă nici asta nu mai e apanajul primăriei, care mai e? Că nu înțeleg. În sfârșit. Asta că dacă vrei să ai centru de copii junior al Petrolului. Asta vorbesc. Despre asta vreau să vă spun. Și despre asta, de-aia am vrut să vă provoc un pic. Un singur centru, domnul Oane. Un singur centru. Un centru de excelență, da, al primăriei municipiului. Da, da, da. Este ilogic. Ce faci? Petrolul are centrul lui de copii și juniori. Asta are centrul de copii juniori. Competul avea. Domnul Negoisescu la... Toți aveau, la Caproni. Toți da, aveau. Da, da. Unde am ajuns? Nicăieri. CSM-ul este de 8 ani. Unde? Care este... Super finalitatea. Da, a ieșit un jucător, da, unu. Așa din 500. Așa mai departe. Din 500 asigurăm o treaptă, la un moment dat ne dăm seama și de valoarea copiilor, împărțim cei buni ca și la liceu, nu? Dar nu poți să ceri treaba asta, domnul Dridea Muntu, când tu îi dai antrenorului 7-8 milioane de lei. Sigur. 7-800 de lei pe lună. Nu ai cum. Nu ai cum. Este ilogic. Nu ai cum să faci treaba asta. Da. Bun. Depășim acest subiect pentru că în mod normal, stimați telespectatori, pe o astfel de temă putem vorbi 2-3 zile iarna, dacă toată iarna. Pune, exact, dacă punem niște sandvișuri aici și niște pare cu apă, putem vorbi 3 zile în continuu. Pentru că nu ai cum să nu vorbești, este absolut logic ca o astfel de problemă să intereseze. Este o problemă a noastră, structurată, pentru că sunt oamenii, sunt părinții, sunt bunicii și așa mai departe, care își doresc ca cei pe care îi îngrijesc să o ducă sănătos, să nu mai să facă ceva organizat, să facă un sport de calitate. Își doresc ca Petrolul să ajungă acolo unde a fost, el să fie partea Clubului Petrolul și așa mai departe. Cum să fie partea Clubului Petrolul? Spuneți-mi, cum? Există această oportunitate? Da. Dar numai dacă există și astfel de oameni care își doresc să facă, din punctul meu de vedere, ceva. Ceva care... să meargă, ceva care să fie corect, ceva care să fie util. Și dacă Tavi Grigore și Mircea Dridea, ordinea o puneți dumneavoastră, eu am luat-o de la stânga la dreapta, au girat acest proiect, din punctul meu de vedere, eu cred că există și moralitate, eu cred că există, poate exista și viitor. Imaginați-vă și acum, vă rog frumos, uitați-vă în ochii mei și spuneți-mi, dați-vă dumneavoastră răspunsul. Dacă Mircea Dridea girează un astfel de proiect, dumneavoastră credeți că are vreun interes ascuns? Atâta, mai departe, vă las pe dumneavoastră să mergeți cu supoziția până unde vreți. Domnul Angelescu, ce funcție aveți în proiectul? Tavi este martor, am spus-o, voi copii, sunt alături de voi de două ori, nu numai cu sufletul, ci cu inima și cu tot ce vreți. Să știți că nu mă interesează absolut niciun post. Poftiți. Niciun post. Dar spre asta vorbeam, stimați. Dacă doriți, în mod onorific, sunt alături de voi, dar nu mă interesează. Am și o vârstă. Bunul simț te obligă să te oprești la un moment dat. Ați văzut? Îmi pare rău că trebuie să dau exemplu. Chiar vorbiți de bun simț în ploiești? Nu. Îmi pare rău că trebuie să dau exemplu actualului antrenor al echipei naționale. Dacă se oprea în 94... Era Dumnezeu. Da. Era domnul general Pui Ordănescu, pentru că nu s-a oprit, și nu-i vinovat numai el, sunt vinovat și alții, dacă nu s-a oprit, acum suportă criticile. Domnul Dumnezeu. Dar acum vă întreb un lucru. Spuneți-mi cinstit. Ce ziceți dumneavoastră? Cam bun.
Cum spuneți dumneavoastră că îi băteai pe Franța? Nu știu. Și nu. Te duceai în optim. Ce nu, făceai? Nu trebuia bătută Franța, nu, ce făceai? Trebuia bătută Albania. Trebuia bătută Albania. Dacă băteai Albania într-o jumătate de șut, da, nu știu, bătea, ce în cel mai rău caz am fi suportat aceleași aplauze ca Naționala Ungaria seara. Te duceai cu el în continuare în optim? Da. Păi și ce făceai? Își luau 8 milioane de euro aia care picau și ziceam că am avut cea mai bună națională. Bine, într-adevăr, poate că nu-i făcea, poate că nu erau, cum să vă spun, mediatizați cum au fost albanezii, că au făcut 3 puncte în dauna României. Poate că nu. Poate că nu erau cu pașapoarte diplomatice și poate că n-avea fiecare cât 1 milion de euro. Dar, ulterior, nu-l dădea afară nimeni pe Iordănescu dacă s-ar fi întâmplat treaba asta. A trebuit să ieșim noi, să plecăm rușinos, cum am plecat de acolo, ca să pună pet acum aducerea unui antrenor. Și apropo, dacă vorbim de treaba asta, dumneavoastră, pe cine vedeți antrenor la Națională? Un antrenor român sau un antrenor străin? Un antrenor bun. Bun asta. Da. Dar știți cine? Mircea Lucescu. Mircea Lucescu nu vine aici, domnule. Eu știu. Vă m-ați întrebat ce vreau. Am înțeles. Da. M-ați întrebat ce doresc. Să știți că în momentul în care un antrenor la echipa națională câștigă 300.000 de euro pe an și câștigă 3 milioane în Arabia Saudită, se gândește, domnule, acolo eventual mă dă afară și îmi plătește contractul. Pe când acasă mă dă afară, mă așteaptă suporterii sau ziariștii la poarta federației și încep să unii cu șuturi, alții cu critici. Da, da, ne Mircea totuși are o vârstă. Eu am glumit. Păi eu nu, dar eu am glumit. Sunt câțiva antrenori și eu spun. Da. Da. Deocamdată nu avem timp de... Nu avem timp de echipa națională pentru că avem timp de făcut Petrolul. Exact. Echipă care, cum spun stimați telespectatorii, toți cei care iubesc cu patimă fenomenul, Petrolul nu moare. Deci cum adică Petrolul nu moare? Unul, faptic, e moartă. Deci Petrolul e moartă, este pe masă. Dar în momentul de față sunt oameni care vor să, și acum trebuie să îl întreb pe Tavi dacă într-adevăr este corect ceea ce am spus, vor să o resusciteze? Da. Se poate resusciteze. Un mort să fie resuscitat? Nu în sine, pentru că aici vorbim de un spirit, nu vorbim de ceea ce s-a întâmplat. Societatea SC, FC Petrolul a decedat. Da. Dar spiritul n-a murit și la asta se referă și toți cei care cred în continuitatea acestui spirit. Petrolul este un spirit. Petrolul aparține tuturor și asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu aparține unui grup, aparține tuturor și trebuie să ne implicăm cu toții ca să facem din acest petrolul să ajungă la nivelul performanțelor din trecut. Adică vrem, cel puțin, din punctul meu de vedere și sunt convins că și Nemicea susține acest lucru, vrem să vedem din nou Petrolul campioană, vrem să vedem Petrolul în cupele europene, vrem să vedem jucători crescuți la Petrolul care joacă în echipele naționale, vrem să ne bucurăm alături de suporteri, nu mai vrem să fie această disensiune între suporteri, fiecare împărțiți pe grupuri, fiecare grup cu sperele sunt pe interese toate astea. Nu. Cum ați crezi că ne supărăm pentru că nu ne convine? Nu. E chestia de interes, nu? Aici este vorba de spirit și de a, toată lumea își dorește. Noi ne dorim binele acestui club și vrem să facem tot ceea ce putem. Cât putem. Deci nu putem să spunem că noi suntem acum, sau planul nostru este infailibil. Nu. Dar am vrut să dovedim disponibilitatea noastră în crearea unui nou Petrolul, un Petrolul curat, un Petrolul transparent, un Petrolul făcut de oameni de sport și susținuți de ceea ce înseamnă oameni locali, potenți financiar sau mai puțin potenți, pentru că eu cred că alături de acest proiect se pot veni, așa cum am mai discutat cu oameni pe stradă, și micii întreprinzători, buticarii care au câte un magazinaj, care își pot permite să dea niște bani anual, care își pot permite poate lunar să ofere ceva, dar mic cu mic să face mare. Nu poți să te duci și unui singur investitor să-i ceri bugetul pe un an de zile și să stai la cheremul acelea în momentul în care se întâmplă ceva cu el. Doamne ferește, moare. Are interese. Ce facem cu Petrolul? Iar o îngropăm? Asta este ideea pe care margem.
Da, nu mai este foarte mult și timpul alocat emisiunii se scurge. Vreau să vă întreb pe amândoi, și pentru că știu că sunteți două persoane raționale și care știți foarte bine ceea ce spuneți. Încep cu domnul Mircea Dridea. Domnule Dridea, realist, când credeți dumneavoastră că mai vedeți vreodată Petrolul în prima ligă? Dacă lucrurile merg foarte bine și lumea este unită și este dornică, Petrolul poate ajunge în 3 ani în prima ligă. Așa de repede? Păi în condiții în care s-ar ajunge la un consens, a reușit să fie invitat să joace în Liga... Ce? În Liga a doua. A treia. În Liga a doua. În Liga a treia. A treia. Poți să spui, domnule, îmi trebuie un an în Liga... În Liga 3, îmi trebuie 2 ani în Liga 2 ca să mă... Să nu iei chiar de în prima? Să mă întremez și hopa. Și ai ajuns în Dacă nu, putem sta mai mult, să știți. Putem sta și prin Liga 3 și prin Liga 4. Putem să n-ajungem la niciun consens și să mergem la băi sau la schi iarna, nu? E păcat. Eu încerc să glumesc, dar pe mine vă doare, să știți. Da. Păi, doare. Dumneavoastră ca petrolist... S-a dea, ca să zic așa, n-are cum să nu vă doară. Tavi? Nemicea a început cu o problemă foarte, foarte de actualitate. Consensul. Pentru că am văzut contestatari, inclusiv din partea galeriei, care spuneau despre grupul nostru că suntem fix nimic. Fix nimic? Fix nimic. Fix nimic. Fix nimic, probabil s-au referit la ceea ce înseamnă potența noastră financiară de a ajuta la momentul respectiv salvarea clubului SCFC Petrolul. Dar acest fix nimic a făcut palmaresul. Acest fix nimic au fost oamenii care și-au dat toată tinerețea, toată știința în slujba unei singure echipe. Este vorba despre Octav Preda, care pe site-ul lui, pe Facebook, pe nu știu ce, a publicat o chestie de asta în care, fără să numească nume, a făcut aluzii la noi. Pentru că încercăm acum să profităm, dar n-a spus mai departe de ce au profitat alții. Numai că noi n-am profitat. Știți foarte bine și exemplele noastre, poate și altora din spatele nostru sau care au fost împreună cu noi, sunt clare. Noi, după urma fotbalului la Ploiești, n-am câștigat nimic. Am câștigat respect acum la o anumită vârstă. E mult, domnul Dridea. Este. E mult. Respectul sau onoarea nu se cumpără. Corect. Și nici nu se vând. Corect. Da. Dar îi spun lui Octav, eu știu pe el, el nu-i vede. El nu e un băiat rău deloc. Nu, el probabil că el a semnat. Da, probabil că ideile le-a avut altcineva. Dacă aș fi răutăcios, l-aș întreba și pe el și pe unii din jurul lui. Măi, dar la astea 8 milioane despre care se vorbește, cine a contribuit? Noi am contribuit? Știți ce vreau la să spun? La pasiv, da. Nu. La pasivul cu care a ieșit Petrolul din competiție. Da. Cine a contribuit? Noi. Noi suntem vinovați. Noi am adus echipa în halul ăsta. Noi vrem acum să încercăm să găsim soluția cea mai bună, cea mai optimă, cea mai rapidă, dacă vreți, cea mai avantajoasă pentru toată lumea, pentru toți suporterii. Încă o dată spun. Pentru acționari, pentru suporteri, pentru investitori, pentru fani, pentru tot ce înseamnă categoriile de oameni care pot veni alături de ideea pe tot, așa cum spunea el. Și fac deschisă pe partea asta. Lista aceasta pe care am enumerat-o este deschisă. Așteptăm pe toți, absolut toți cei care pot contribui la un nou Petrol, la un Petrol pe care ne-l dorim cu toți. Deci toată lumea care va dori să ia legătura cu tine, cu mine, cu noi, cu împreună, deci nu mai toți cei cu care... mine. Eu am spus că ai fost tu cel care ai anunțat. Da. Da. Exact cum v-am spus, stimați respectatori, emisiunea ar fi putut să dureze mult, în ideea în care sunt foarte multe teme de discuție de fiecare dată și că echipa Petrolul este un subiect generos care asupra căruia merită să te apleci de foarte multe ori. Rămâne ca dumneavoastră să vă dați singuri seama că într-adevăr avea Ploieștiul aproape și Petrolul la picioare nu este un lucru de colea. Și că dacă cumva o să aveți încredere într-un proiect ca cel pe care Tavi Grigore și girat de
domnul Mircea Dridea poate face față în continuare, nu ezitați să îi dați curs. Repet, săptămâna viitoare există mari șanse să fie în acest platou și planul A, cei care vor susține un alt proiect, dumneavoastră urmând ca ulterior să vedeți ce e mai bine pentru Ploiești, ce e mai bine pentru Petrolul. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Probabil că o să ne mai întâlnim pentru că evenimentele probabil se vor succede cu repeziciune. Dumneavoastră, stimați spectatori, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. O seară bună, la revedere! La revedere!